Ce pot să vă spun pentru început, că mă bucur că mă aflu pentru a doua oară la acest important eveniment cultural care este Târgul de Carte și Muzică Ibris. Cu această ocazie aș dori să adresez prin dumneavoastră felicitări domnului Virgil Oniță, care se străduie de ani buni ca să dea contur multora din inițiativele pe acest râm important al culturii noastre românești, aici în centrul României, la Brașov. Despre mine aș putea să completez un alt aspect, și anume faptul că de-a lungul anilor am apărut frecvent în emisiuni de televiziune și de radio din zona în care locuiesc, preponderent în ultimii ani la Cluj-Napoca, la Digi24, stația Cluj, la Loc TV și de asemenea la postul de radio de importanță locală, să spunem așa. De regulă, prezența mea a fost generată de interesul manifestat de către oamenii aceștia de mass media pentru subiecte care țin de mersul societății românești sau despre evenimente care se întâmplă în lumea în care trăim, în plan internațional. Această carte intitulată sugestiv puncte de vedere politice și geopolitice cuprinde materiale pe care inițial eu le-am publicat pe blogul meu și pe care ulterior le-am adaptat în formatul livresc.